Vă prezint fața mea, te împins vagoane. Dar era o vorbă când eram eu tânără. Ce față de împins vagoane ai? Asta e fața mea de împins vagoane. Sau față de dat la sapă. Da, mă rog, whatever. Ideea este că azi n-aș fi vrut să filmez vlogmas. Azi aș fi vrut să postez clip cu preferatele din 2021, doar că n-am apucat să filmez clipul respectiv. Este ora 2 și un sfert. La 4 trebuie să plec de acasă, dar trebuie și să mă machiez înainte. Deci sunt șanse foarte, foarte mici să reușesc să filmez clipul, mai ales că mai am un pic de treabă. Deci da, practic șansele sunt zero. Așa că o să filmez activitățile de peste zi și o să postez un vlogmas normal. Nu știu ce e cu dezamăgirea asta în glasul meu. Ideea este că parcă nu am activități interesante, deși trebuie să mă duc la un mic eveniment, o să trag o fugă și până în DM, o să merg și pe la mall. Deci poate se strâng niște chestii interesante pe care să le facem astăzi. Deci da, hai că ne vedem un pic mai încolo. Acum îți scurg lista de colaborări în față și mă uit peste postările de pe Insta să văd dacă am emis pentru toți factură și dacă am contracte pentru toată lumea. E exact chestia pe care ar fi trebuit să o fac eu în weekend dacă nu eram atât de leneșă. Da, drăguța de bine. Dar nu-i bai că le rezolv azi și da, nu știu ce am vrut să zic. Mă pierd așa în gânduri și mă ia cu visare și încep o propoziție, dar nu mai termin. Ok, ne vedem mai încolo. L-am lăsat pe Ryan la antrenament. Eu mă duc acum spre mall. Treaba acasă nu mi-am terminat-o. Vai, deci azi am o zi din aia în care fac de toate, dar nu termin nimic. Nici n-am reușit să mă aranjez cum trebuie pentru eveniment. Noroc cu părul, care stă superb. Părul arată brici. Nu-mi bat capul cu el, dar n-am apucat să mă machiez. Mi-am dat doar cu un rimel și niște concealer. Nici cont de ten n-am apucat să pun. Cu ruj nu m-am dat că n-are rost. O să pun mască. Mi-am luat o ținută all black. Las că poate vă și arăt. Și am fugit spre mall. Și la mall am o grămadă de treabă. Și după aceea trebuie să fug acasă să mă pun pe editat vlogmasul, deși mă bate gândul să fac în seara asta un live și să pun mâine cadrele filmate azi. Și rămân fără baterie, deci nici nu știu cât o să mai reușesc să filmez, pentru că trebuie să filmez și niște story-uri. Deci nu știu, totul e anapoda astăzi, totul e cu curul în sus, întors pe dos. Am ajuns la My Geisha. Ia uitați-vă ce e aici, Doamne, nebunie! E un candy bar cu turtă dulce și uitați-vă căsuța asta cât e de drăguță. Tare faină. Dacă tot sunt aici, hai să vă arăt parfumurile mele preferate de la My Geisha. Deci, îmi place Ginger and Tonka. Ăsta e dulcea, cu ăsta ați dat acum. Îmi place Musk. Ăsta e foarte, foarte fain. Și ăsta Oud. Și acum o să vă și arate cât de frumos vine ambalat. Vin ele, parfumurile, în cutiuță din asta și în sticle din astea foarte, foarte faine. Hai să vă arăt și ținuta mea. Am o rochiță, de fapt e bluză, cred, e foarte, foarte transparent, așa că am luat-o cu niște pantaloni scurți pe dedesubt, niște ciorapi mați negri și pălăria asta faină. Stați să văd, deci se, cred că așa se vede dacă las eu capul jos. M-am încadrat? Nu m-am încadrat, stați că nu știu ce. Deci pălăria de la Raseu Hat. Și asta e ținuta mea și niște cizme de la About You. Nu mi-am terminat treaba la mall, însă trebuie să plec ca să pot să-l iau pe Ryan la timp de la antrenament. Să nu mă aștepte afară în frig. Dar oricum vreau să vin și mâine, vreau să fac niște poze aici la târgul de Crăciun. Deci imediat e Crăciunul și eu n-am apucat să vin la târgul de Crăciun. N-am fost nici la cel din centru, n-am fost nici la asta de la Julius Mall. Dar am vorbit cu o prietenă să venim mâine. Așa că mai rezolv mâine din treaba pe care n-am terminat toate. Pentru că e tipic mie să las pe mâine ce n-am putut face azi. Nu mai postez vlogmas în seara asta pentru că oricum am filmat mult prea puțin. Adică n-am ce vlogmas să postez, cred că-s maxim 5 minute de filmare.
O să inserești ce am filmat azi în vlogmasul de mâine. Acum vreau să mă pun să fac niște abdomene, să fac un pic de sport. La sală n-am mai ajuns, deci luna asta am fost praf cu sala. Am ajuns cred că de 3 ori, maxim 4 ori, dar nu, am fost mult prea aglomerată cu programul. Sper din ianuarie însă să mă țin de treabă ca lumea. Ok, hai că mă pun să fac niște abdomene abdominoase, abdomene abdominoase. Ați mai auzit de expresia asta? Sigur nu, că nu mai o inventez cretinități din astea. Și noi ne vedem, cred, mâine. Astăzi nu cred că o să mai filmez, pentru că, sincer, mă apuc iar de contractele mele. O să pregătesc niște colete pentru poștă. Mă gândeam, nici nu știu ce să fac și cu coletele astea, parcă nu-mi vine să le expediez pe toate. Mi-e teamă că o să ajungă la poștă fix între sărbători, poate fetele nu sunt acasă. Deci cred că o să le las pe majoritatea pentru luna ianuarie, dar îs câteva care stau la mine cam de mult timp și prefer să le expediez. Pe restul cred că o să le expediez în ianuarie. Ok, hai că ne vedem mâine. Doamne, deci am ieșit lioarcă din mall. Uitați-vă la mine, toată transpirată și pe aici. Doamne, nu mai puteam de cal, de nervi, de eram cu plasele. Zici că și în cap mai trebuia să-mi pun vreo două plase. Grele ca naiba, n-am găsit nici colț. Adică am găsit coș, dar n-aveam eu 50 de bani. Deci îmi venea, deci la un moment dat îmi venea să mor, îmi venea să le las pe toate și să plec. Toți că și tremură mâna, cred că de la greutățile pe care le-am cărat. Dar gata, mi-am terminat treaba la mall. N-am filmat nimic de dimineață, pentru că am fost tot pe fugă. Și acum sunt blocată în trafic. Cum ziceam, sunt blocată în trafic și am 2 minute să vorbesc cu voi. Deci uitați-vă cum am transpirat. Doamne, ferte, ce e o căldură în mall de mori. Am fost și la parcul, nu parcul, la târgul de Crăciun, dar era tot închis. Ne-am dus pe la 12 eu cu o prietenă, dar măcar ne-am făcut niște poze drăguțe. Am fost să mâncăm ceva rapid la Taco Bell, mi-am luat și niște sushi. Și acum mai opresc la poștă, după aceea, gata, mă duc spre casă și vreau să fac tarta, tartă cu lime, fără coacere, doar că s-ar putea să n-am lapte condensat. Hai că am ajuns într-un final acasă, am făcut aproape o oră pe drum. Mă rog, am oprit și la poștă să las niște colete. Da, deci vă spuneam că n-am găsit lapte condensat. Am căutat și la Kaufland, am căutat și la Lidl și azi am intrat și la Auchan. Nicăieri nu era. Deci nu înțeleg care e fața, de ce nu se găsește nicăieri lapte condensat. Și are soțul meu ceva, a cumpărat el ceva de la Nestlé care seamănă cu un lapte condensat, dar nu prea e și mă gândesc dacă să încerc să fac cu chestia aia, să vedem dacă mi iese, doar că are o singură conservă, mi-ar mai trebui două, laptele condensat vine în conserve. Și a plecat acum că mai are de făcut niște cumpărături la ceva magazin arabesc, de acolo a luat și chestia aia. E tot ceva pentru desert, ceva desert, deci nu știu, vedem. Rămâne de văzut dacă mai facem sau nu facem astăzi tarta. Până ne lămurim care e faza cu laptele condensat, dacă facem sau nu facem tartă, o să mă pun să fac extragerile. Așa cum am promis, în data de 23 facem extragerea câștigătorilor din fiecare vlogmas. Mă gândeam să nu pun voce, să o pun pe fast forward, dar undeva în colț, probabil aici, sau dincoace, undeva în colț, o să apară vlogmasul pentru care este făcută extragerea respectivă. În caz că vă vedeți numele, vă uitați în colț ce vlogmas e trecut și știți că ați câștigat premiul de la vlogmasul respectiv. Thank you.
cu extragerile. Hai să vă și explic un pic pe ecran ca să înțelegeți exact ce am făcut acolo. Pentru că, na, așa cum am zis, o să pun pe fast forward și cu muzică pe fundal. Bun, avem spre exemplu aici extragerea pentru Vlogmas 3. Aici este pus Vlogmasul pentru care se face extragerea. Aici avem linkul clipului, linkul de pe YouTube. Și aici o să apară de fiecare dată câștigătoarea la un moment dat. Apare așa, după care, spre exemplu, aici ea este câștigătoarea. Foarte simplu. După care trece la Vlogmas 4, exact aceeași chestie. Vlogmas 4, acolo e link-ul și aici apare câștigătoarea. Deci, dacă vedeți contul vostru de Insta apărând și stă o perioadă mai lungă pe ecran, pentru că înainte să se afișeze câștigătorul, mai apar și așa rapid câteva conturi, dar nu, de exemplu, aici ea este câștigătoarea, se vede clar că stă imaginea contului ei mai mult timp pe ecran. Deci, în cazul în care vă vedeți numele sau contul de Insta, vă uitați ce Vlogmas este și îmi trimiteți un mail, aveți adresa mea de mail în descrierea clipului și eu voi discuta cu voi să vedem cum facem ca să vă expediez premiul. Vă super, hiper, mega mulțumesc tuturor pentru comentariile pe care mi le-ați lăsat, pentru like-urile voastre. Felicitări câștigătoarelor și îmi pare tare rău pentru cei care n-au câștigat. Eu chiar mi-am dorit să pot recompensa cât mai multă lume. Ce mai vreau să precizez este că eu verific de fiecare dată câștigătorii. Am salvat link-ul conturilor care au câștigat, așadar n-are rost să vă puneți să faceți conturi fake. Sunt persoane care se pun să facă conturi cu... Inclusiv copiază poza de profil, doar că ghiciți ce? Nu coincide linkul, nu are cum să coincidă și după aia spun că vai, că și-au schimbat, că și-au uitat parola, și-au făcut alt cont. Deci nu-s proastă, nu-s născută ieri, nu vă chinuiți cu conturi false, că nu are rost. Ok, o să închei aici vlogmasul de azi. A ajuns și soțul meu, dar din păcate nu a găsit nici el lapte condensat. O să fac tarta într-un vlog viitor. Nu știu când, dar probabil prin ianuarie o facem împreună. Vedem dacă iese ce iese. Dar da, pentru astăzi, din păcate, nu o să fie tartă. Mâine o să mă gândesc ce desert să iau, pentru că n-am nimic. Am văzut ceva drăguț la Lidl, deci cred că tot spre Lidl o să mă orientez. Am văzut ceva rulade interesante în frigider pe care n-am mai apucat să le filmez. Le-am văzut așa cumva cu coada ochiului și știu că-s bune pentru că le-am mai luat anii trecuți. Îs din bezia cu înghețată, ceva de genul și îs faine. Anii trecuți chiar mi-au plăcut, deci probabil o să apelez tot la un desert din ăla. Ok, guys, asta este tot pentru vlogmasul de astăzi. S-ar putea să apară și mâine un vlogmas, dacă reușesc să-l filmez astăzi. Sper că da, dar na, rămâneți pe fază. Dacă e să apară și aveți clopoțelul... primiți notificarea. Ok, guys, vă super, hiper, mega mulțumesc că m-ați urmărit. Vă pupicesc și ne vedem, sper eu, mâine. Mua!